Vă informez despre decizia așa, de asigurare a calității în educație și cercetare. Numărul 2 din 30 octombrie 2020 cu privire la formarea Consiliului Științific Specializate pentru susținerea tezelor de doctorat care în punctul 4 decide a aproba formarea Consiliului Științific Specializat de 221.0141 la Universitatea Tehnică a Moldovei în următoarea componență. Ambros Tudor, președinte al Consiliului. Așa, Guțu Chetrușca, Corina, secretar. Berzan Vladimir, eu nu mai citesc cele ca să margă mai rapid. Berzan Vladimir, Academia de Științe, Institutul de Energetică la Academia de Științe a Moldovei. Stratan Ion, profesor Universitatea Tehnică a Moldovei. Marian Grigori, doctor habilitat profesor Universitatea Agrară de Stat a Moldovei. Rusov Viorica, conferențiar Universitatea UTM. Sobor Ion, doctor în științe, conferențiar, așa, specialitatea, nu mai spun, 220.01. Bogăian Larisa, doctor habilitat în științe economice, profesor UTM. Referenți oficiali, Chiorsac Mihai, doctor habilitat în științe tehnic, profesor universitar UTM, specialitatea 22.101. Cerempei Valerian, doctor în științe tehnice, conferențiar, Universitatea Agrară de Stat a Moldovei. Pretendentul la gradul științific de doctor în științe ingineriești este doamna Olga Șveț, tema tezei de doctorat. Promovarea utilizării biocombustibililor gazoși în Republica Moldova. Titlul științific la care aceasta aspiră, doctor în științe inginerești. Conducătorul științific este profesor universitar, doctor habilitat în științe tehnice, Valentin Aion. Vă informez că în conformitate cu decizia Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, numărul 1 din 12 mai 2020, cu privire la completarea regulamentului de funcționare a Consiliilor Științifice Specializate și de conferire a titlurilor științifice, a fost decis ca în perioada existenței unor restricții privind adunările publice și manifestările susținerea publică a tezilor în cadrul Consiliului Științific Specializat poate fi organizat în regim online cu respectarea următoarelor condiții. Susținerea publică va avea loc în prezența fizică a candidatului, a președintelui și a secretarului științific al Consiliului de Susținere a Tezei. Se va asigura prezența online a celorlalți membri ai Consiliului, a referenților oficiali și a persoanelor interesate, utilizând instrumentele de comunicare online. Aceste condiții sunt îndeplinite. Ofer cuvântul secretarului științific al Consiliului pentru a trece în revistă actele prezentate în dosarul pretendentului. Poftim! Mulțumesc, domnul președinte! Bună ziua, stimați comisii, stimați colegi! Permisiunea dumneavoastră... Opriți microfonul. Da, o să dau citire, ce acte sunt incluse în dosar. Deci, doamna Șveț, candidat la
titlul științific de doctor în științe inginerești, a depus în Consiliul Științific Specializat următoarele acte. Deci sunt aici la mine pe masă. Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC numărul 2 din 30 octombrie 2020 cu privire la formarea consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor. Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC numărul 1 din 12 mai 2020 cu privire la completarea regulamentului de funcționare a consiliilor științifice specializate și de conferirea a titlurilor științifice. Teza și autoreferatul elaborate conform cerințelor. Hotărârea seminarului științific de profil ad hoc în baza examinării tezii de doctor. Procesul verbal numărul 1 din 29.06.2020. Lista de prezență a membrilor seminarului științific de profil ad hoc. Formularul evaluării tezii de către seminarul științific de profil ad hoc conform anexei 14 din regulamentul ANACEC. Procesul verbal al seminarului științific de profil ad hoc, procesul numărul 1 din 29.06.2020. Lista lucrărilor științifice la tema tezii, semnată de autor și certificată de secretarul științific al seminarului UTM, care numără 13 publicații. Suplimentul publicațiile la tema tezii de doctorat. Avizul pozitiv a seminarului științific al Departamentului Energetică din cadrul Universității Tehnice a Moldovei din 22.11.2019. Extrasul din procesul verbal numărul 4 al ședinței Departamentului Energetic FIE-UTM din 20.11.2019. Avizul conducătorului științific Valentin Arion, profesor universitar doctor habilitat. Listele organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate autoreferatele cu ștampila poștii, inclusă în dosar la data de 19 noiembrie, corespunzător cerințelor de a fi expediate cu minim 30 de zile înainte de susținerea publică. Adeverința de depunere a tezei de doctor sau doctor habilitat în Fondul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova va fi inclusă în dosar în termen de 5 zile de la susținerea publică conform regulamentului. Dosarul depus corespunde întru totul actelor normative ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității Educației și Cercetare. Teza și autoreferatul au fost transmise la timp membrilor Consiliului Referenților Oficiali, Bibliotecii Tehnico-Științifice a UTM, precum și instituțiilor. Dacă sunt careva întrebări privitor la dosar, vă rog să le expuneți. Mulțumesc! Nu, acum... Microfon. Acum este pe laptop. Nu, sunt întrebări. Nu, mă auziți? Microfon. Aveți că și sunt sunt. Microfonul este pe domnul președinte. Domnul Ivan. Aici porniți microfonul. Oh, da, perfect. Gata, este? S-aude, nu? Da, s-aude. E bun, dar eu n-aud. Da, domnul președinte, s-aude. Vorbiți, mi-ați. Noi vă auzăm. Așa. Acum vom oferi cuvânt candidatul în titlu, la titlul științific de doctor în științe inginerești pentru a prezenta pe parcursul a 20 de minute conținutul tezei și rezultatele obținute. Poftim! Bună ziua, stimați membri! Și onorată asistență, îmi spune Olga Șveț. Tema tezei este promovarea utilizării biocombustibilor gazoși în Republica Moldova. Conducător științific este domn profesor Valentin Arion. Actualitatea temei de cercetare este determinată de angajamentele pe care le-a asumat
și de asumat în Republica Moldova privind surselor de energie regenerabil, totodată de disponibilitatea materiei prime, care este prielnică pentru producerea biogazului și sintgazului, precum și lipsa unui management judicios al deșeurilor. Totodată, alegerea temei lucrări a fost condiționată de necesitatea soluționării în aspect ce privesc atât potențialul de biogaz, cât și de sintgaz, care de poate fi obținut din deșeurile biodegradabile, costul acestora, precum și costul energiei electrice care a rezultat din aceste gaze biocombustibile. Scopul lucrării constă în dezvoltarea cadrului metodologic privind estimarea potențialului de biocombustibili gazoși, cu estimarea puterilor ce ar rezulta la nivel de raion și de localitate, precum și determinarea costului gazelor biocombustibile și energiei electrice produse din aceste în condiții Republicii Moldova. Conținutul lucrării este structurat în 4 capitole, cu introducere și concluzii generale. În primul capitol a fost studiată importanța promovării surselor de energie regenerabilă și anume a fost constatat faptul că combaterea schimbărilor climatice sunt datorate preponderent emisiilor de gaze cu efect de seră, acoperirea necesităților energiei de energie termică, energie electrică și combustibil carburanți la care s-a nivel de confort la care s-a deprins omenirea. Totodată, producția biogazului regenerabil de anul 2050 va acoperi circa 22% din consumul actual al Uniunii Europene de consum de gaze naturale. Și totodată, statul are menirea de a sprijini producerea energiei din surse regenerabile prin aprobarea cotelor și limitelor maxime de capacitate și a prețelor plafon și a tarifelor fixe. Și producerea biocombustibililor gazoși ar fi pentru țara noastră o mare provocare. Sunt utilizate la moment mai multe modalități de promovare a producerii și utilizării energiei din surse regenerabile, cum sunt tarifele FIT, tarifele ce aduc o cotă suplimentară, precum și certificatele de este. Așa, preocupările existente care au fost identificate în cadrul realizării studiului sunt lucrările, bine spus, sunt următoare. Propunerea unei metodologii de estimare a potențialului de biocombustibili gazoși, ce ar ține cont de evoluția cantității de materie primă în timp, determinarea potențialului acestor biocombustibili din deșeurile care sunt disponibile la noi în țară, formularea expresiilor matematice a potențialului energetic al deșeurilor animaliere, a puterilor instalate în potențiale unități de generare, în funcție de specie și numărul de animale care sunt întreținute la fermă. Precum și estimarea fezabilității, atât a producerii acestor gaze, cât și de valorificarea lor în scopul producerii de energie. În capitolul 2 sunt prezentate, este dedicat mai mult aspectelor metodologice și anume, aici sunt și aduse contribuțiile la metodologia de evaluare a potențialului de bioenergie și din deșeuri la nivel național. Sunt elaborate modele matematice ce privesc determinarea costului gazului biologic și energie produsit în acestea, stabilirea unor modele de aproximare a volumului de biogaz produs și a puterilor generatoare în funcție de efectivul de animale. Materia primă piernică producerii biocombustibilul gazoși, atât pentru biogaz cât și singaz, ele preponderent sunt din agricultură, deșeuri organice de origine animală, deșeuri organice municipale. Iar pentru biosingaz se recomandă a fi utilizată biomasă în formă solidă, cum ar fi deșeuri ale culturilor agricole, deșeuri ale culturilor pomicole și deșeuri forestiere. Aici sunt prezentate... Ce dacă sunt? Sunt prezentate reziduile cultură, ceea ce ține la culturile agricole, graduri de proprietare și grade de valorificare, care este în culturile de biogăruri. În continuare, este prezentat nivelul de aproximare a valorilor care le vom le-au fost utilizate în calcule, pentru că diferite specii de
Ele au caracteristici diferite. Și când s-a dat pe toate valori, valori, toate valori, prezentate la fel de valori pe care au fost mai mic volum de sub. Pentru fiecare zi, care nu s-a prezent, au fost o formă de valori. În continuare, s-a prezentat de fapt de formule, care au dat de la primare cu tarță de bioenergie, atât de biogaz, cât și de bioenergie. Unde sunt luate în considerație cantitatea de materie primă, evoluția acesteia, gradul de colectare, gradul de utilizare, productivitatea de biogaz și pădure inferioară de ardere la bază de care rezultă. În continuare sunt prezentate formule de calcul utilizate la determinarea costului gazului produs, și se prezintă raportarea celor de calcul anual la volumul de gaz produs anual, iar costul energiei este determinat în baza costului instalat al energiei prin raportarea cheltuielilor totale actualizate la volumul total actualizat al energiei pentru perioada de studiu, care a fost considerată de 15 ani și deja în cazul cogenerării se utilizează metoda cheltuielilor remanente, care presupune raportarea dintre diferența cheltuielilor totale la instalația de cogenerare, pe care noi avem și cheltuielile ce țin de producerea energiei termice, raportată la volumul de energie electrică obținută de această perioadă de studiu. În continuare sunt prezentate modele de aproximare a volumului de biogaz în funcție de numărul de animale, respectiv aici sunt în funcție de numărul de animale, care și calitatea ce poate fi obținută pentru o zi, pentru o lună și pentru un an, pentru fiecare specie în parte. Totodată, aici sunt utilizate principalele modalități de utilizare a biogazului la un gospodărie sau la întreprindere, deja în funcție de specificul acesta. Atât pentru gătit separat, ulterior în combinație gătitul cu prepararea de faune menajeră și suplimentar, dacă ar fi să acoperim și necesarul de încălzire. De asemenea, în funcție de numărul de animale, care îl avem, avem valori respective. Așa, în continuare sunt prezentate puterile potențiale ale instalațiilor generatoare, care ar funcționa pe un motor cu ardere internă pe o durată de 5 milioane de ani, la un randament de 30%. Astfel, noi vedem că în cazul în care luăm o piernă sunt circa 50 de bobine, noi am putea antrena un generator electric de circa 7-4 kW. Al treilea capitol este dedicat de valorii potențiale energetice existente al biogazului și bioestimațiilor în Republica Moldova. Aici, de asemenea, sunt aduse inițial caracteristicile materiei prime care sunt prielnice producerii de biogaz. Aici sunt prezentate valorile principale, cum ar fi producția specifică de biogaz din Brunel de Grad. Ulterior, potențialul de biogaz din Brunel de Grad poate fi utilizat, poate fi determinat fie prin utilizarea componentei de substanță organică uscată sau funcție de valoare specifică pe materie primă. În continuare sunt prezentate de asemenea producție specifică de biogaz din culturi agricole, deșeurile culturilor agricole, și deja este determinat potențial de biogaz către în anii 2020 și 2030. Astfel ne vedem că în total pe țară, pentru anul 2020, noi avem circa 17.500.000 gigacalorii, iar către anul 2030 vom avea circa 19 milioane gigajouri pe an, ar fi posibil să producem. Aceste valori, acest potențial de energie, este în unitățile generatoare a puterilor instalate, ar fi echivalentul al, pentru anul 2020, în total pe țară am putea instala circa 290 MW, iar către anul 2030 această valoare s-a ridicat la circa 400 MW. Acum aici sunt prezentate
caracteristicile principale ale materiei chimiei care este prielnică pentru producerea de biosimilar, atât din creșterea culturilor agricole, din curățarea viitorului vieților și produselor, și potențialul care poate fi obținut din biosingaz pe anul 2030, astfel se obține că pentru anul 2020 obținem un potențial de bio, pentru instalații de biosingaz de circa 106 MW și care se ridică pe anul 2030 la circa 353 MW termoinstalate. Și deja aspectele economice ce privesc utilizarea, producerea și utilizarea biocombustibilor gazoși, se bazează inițial pe argumentarea datelor de intrare ce privesc costul biocombustibilor și energiei produse din ei, determinarea deja costului acestor gaze și deja energiei produse din aceste două gaze. Din tabelele respective, se poate menționa că biogazul produs este la nivelul, în funcție de puterea instalată, a fost considerat costul biogazul pentru instalații de capacități, ce ar putea fi ulterior valorificate pentru producerea energiei electrice. Astfel, costul biogazului variază de la 264,56 € pe metru cub până la 55,17 € pe metru cub. Pentru a fi mai comparabil și a fi mai pe înțelesul oamenilor, căldura de ardere a biogazului a fost adusă la echivalentul gazului natural și acest lucru a fost reflectat și în costul acestui gaz. Respectiv, noi avem o variație a costului biogazului pentru instalații de circa 5 kW de la 84 € pe metru cub până la 492,38 € pe metru cub pentru instalații de 50 de kilowatt. Și aici, în figura de mai jos, este prezentat schematic aceste valori și de asemenea, sus noi avem costul nivelat al gazelor naturale care se așteaptă a fi pentru următorii 15 ani în funcție de evoluția retrospectivă pe care am avut-o, pe care am înregistrat-o noi pentru ultimii 15 ani, iar cu roșu la noi este costul nivelat al gazului natural recalculat, pentru că noi pentru ultimii ani, 2018-2020, observăm o evoluție mai negativă, deci costul gazelor naturale este în descreștere și respectiv a fost recalculat pentru ipoteza în care s-ar menține tendința care a fost înregistrată în sfârșit și pentru ultimii 3 ani. Și oricum vedem că în acest caz, la noi producerea de biogaz se dovedește a fi rentabilă pentru instalații ce au putere instalate mai sus de 100 de kW. Determinarea costului singazului se dovedește a fi rentabilă noi doar la puteri destul de mari și sunt de la 1300 kW și doar în scenariul optimist, așa să-i spunem. Se dovedește a fi un gaz de tot de scump. Costul energiei produse este reflectată în acest tabel, de asemenea pentru puterile respective. Așa. Tot? Nu, o clipă. De prezentare schematică a lor, pentru o mai bună înțelegere, de asemenea, aici noi avem costul energiei electrice care noi l-am obținut atât în regim de generare și în regim de cogenerare, în regim de cogenerare fiind marcate cu roșu, și avem și linia de bază a costului nivelat al tarifului. Avem al tarifului nivelat tot pentru următorii 15 ani, pentru care a fost determinat și costul nivelat al energiei. Astfel, noi aici putem menționa că în cazul valorificării gazelor, în notarea curatării internă, producerea energiei electrice în cadrul acestora se dovedește a fi rentabilă pentru biogaz la puteri ce încep de la circa 100 de megawatt, de la 100 de kilowatt în sus. Iar producerea singazului pentru această tehnologie trebuie să așteptăm investițiile să scadă. În cazul valorificării gazelor, în instalații de turbine cu gaze, aici avem un diapazon mai mare, respectiv producerea energiei electrice din biogaz
se dovedește a fi redabil inclusiv și pentru termice în cadrul lui, în scenariului optimist, iar singazul se dovedește a fi rentabil pentru firma de, de asemenea pentru firma de 1300 MW. Și deja cele de vânduri, la moment, suntem cu tehnologii destul de noi și care așteptăm să fie să fie dezvoltate în continuare. Asta e problema, este important cu urmata în față cu apelul. Te-ai menționat, a fost demonstrată disponibilitatea potențialului local de biocombustibil gazos, de deșeuri biodegradabile, și acest fapt a determinat efectuarea analizei competitivității opțiunilor de valorificare a gazului și singazului, în vederea argumentării necesității de promovare a utilizării lor în scop energie. Elementele de notate științifică aduse în lucrare sunt următoare. A fost propusă, elaborată, metodologie de evaluare a potențialului de biogaz și singaz pe ani. Acest lucru nu ne permite estimarea potențialului de biocombustibil de atunci când pe un anumit de timp, atât pentru momentul actual, cât și pentru viitor. Sunt adaptate și prezentate metodologii de determinare a costului anual al biogazului și singazului și al energiei produse din aceștia pentru cazul producerii separate și în regim de regenerare a energiei. Și sunt stabilite și propuse modele matematice de aproximare a volumului de biogaz a puterilor generatoare și avem opțiuni de utilizare la scară medie și mare biogaz obținut în funcție de numărul de animale care sunt întreținute la ferme. Privitor la valoarea aplicativă a lucrării, a fost constatat disponibilitatea potențialului de biocombustibil de circa 17,31 terajouri către 2020 și de biogaz, care către 2030 se va ridica la 19.000 terajouri, iar potențialul de biosingaz la moment este de circa 10.000 terajouri și către 2030 se va ridica la circa 20.000 terajouri. Au fost estimate puteri de instalare ale unităților generatoare ce funcționează atât pe biogaz și singaz și acestea sunt pentru biogaz pe anul 2020 de 288 MW și pe singaz de circa 106 MW. Iar către anul 2030, acestea se ridică respectiv la 402 și 353 MW. Și deja a fost determinată competitivitatea producerii biogazului în unități generatoare, ce cuprind toate intervalele de putere. Totodată, a fost evaluată performanța economică a tehnologiilor de producere a energiei regenerabile în Moldova, notarele varie de interne, instalații turbine cu gaze și pile de combustie în baza modelilor tehnico-economice, apoi determinate costurile nivelate energiei din biocombustibil, iar în scopul analizei eficienței producerii și valorificării de acestor gaze, a fost determinată evoluția costurilor resurselor tradiționale și a tarifului mediu de livrare a energiei electrice și a valorilor nivelate pentru perioada de funcționare a surselor de energie regenerabile de producție. Mulțumesc! Așa. Dacă sunt întrebări, poftim. Către cine are întrebări, vă adresați direct candidatul. Da, dar noi de aici ce întrebări. Și de aici poate, direct. Eu am vrut să întreb, care este diferența între metodologia elaborată dumneavoastră de determinare a potențialului și metodologiile existente? Deci, care este diferența principală? Diferența principală constă în faptul că, la moment, toate metodologiile care le propun au următoarele neajunsuri. În primul rând, se determină potențialul de biogaz pentru un anumit moment de timp deja din trecut, adică pentru moment trecut de timp. Deci, un alt moment specific ar fi faptul că pentru biogaz se iau o valoare medie al gazului produs, adică undeva de 3,6 kW, ceva genul ăsta, pe metru cub. Dar aici, în lucrare, se prezintă potențial de biogaz în funcție de căldura de ardere a gazului, în funcție de materie primă și totodată noi putem obține acest potențial către un anumit moment de viitor. Bine, dumneavoastră ați arătat potențialul, este o anumită valoare, ați arătat potențialul și ați determinat puterea de ardere, cum spuneți dumneavoastră, adică valoarea calorifică a biomasei respective, da? Nu, a gazului. A gazului? A gazului. Da,
aici dumneavoastră. E prezentat în mine făcut și deja valoarea energetică a acestui gaz rezultat în funcție de materia primă utilizată. Da, bine, mulțumesc. Mai am o întrebare și clar. Da, poftim. Următoarea întrebare dumneavoastră, ați acolo 16 și nu știu câte mii de... în 20 om. Cam și procentaj constituie potențialul ăsta de energie în raport cu energia de gaz care noi o importăm? Cam aș cât ar fi? Aș spune cumva la 30% din consumul de gaz. Adică noi de grabă 30% de gaz nu mai importăm, eu nu știu. Da? Cam așa. Ce-i dacă ar fi valorificat, da. Eu vorbim este legul de mult de țară. Și cu biomasa vegetală, tot așa era. Deci, nu-i cred că chiar bine să spunem așa procentaj, că e mare procentul ăsta, foarte mare. Eu corespunderea deci, în cazul în care el va... Da, teoretic, de fapt, ar fi, teoretic ar fi, da. Stai dispone, teoretic. Teoretic, da, teoretic e posibil, sigur, teoretic e. Noi trebuie să tindim ca să obținem așa. Din cele patru niveluri. Da. Mulțumesc. Mai sunt, poftim. Aici, cine are întrebări? Aici unde aveți? Ia ca pe ecran. La dumneavoastră închis microfonul. Aici, da? Nu vă spălați, da. Închis pentru face de aici, aici, vă rog. Vedeți? Nu, nu, nu apăsați. A, cum e pe un moment, un moment, gata, poftim. Da, poftim, domnul Sobor. Aveți întrebare? Nu se aude? Nu se aude. Am deschis eu microfonul, am deschis, domnule. Un moment. Nu-i. Eu strădui domnul Sobor, dar noi ne-am auzit. Eu mă pescați pe rușă tot. Aha, încep de la început. Eu, mi se pare că chiar... accepta și mai dați linia. Domnul profesor, mai cer să dați linia. Dar nu s-a fost probleme tehnice și v-am auzit. Spate să dați repetare. Da. Repetați întrebare, vă rog. Pentru evaluare potențialului, ați acceptat variația în timp a materiei prime, a calității materiei primă, exponențială. Asta e figura 2.1 și formula cred că tot 2.1. În același timp, s-ar putea de acceptat și lineară variația. Dacă acceptam variația lineară, cifrele estimate ar fi fost aceleași sau alte? Diferite. Dar variația exponențială pe care noi am acceptat, ea nu ne permite mai ușor să operăm în timp, privind evoluția retrospectivă. A, nu. Dar nu. Am conectat. Mulțumesc. Este? Da. Ar fi valori diferite, dar în cazul în care noi am respectat o evoluție lineară, cum ați menționat dumneavoastră, valorile ar fi diferite al potențialului care noi l-am obținut. Dar în același timp, evoluția exponențială care a fost acceptată, ea nu ne permite să operăm mai ușor în timp. Atât în trecut, cât și în viitor, privitor acest potențial. În acest considerent a fost acceptată evoluția exponențială a cantității de materie primă. Da, poftim. Mulțumesc. Bun, încă cine are întrebări? Domnul profesor Stratan. Domnul Stratan? Poftim. Nu, alo. Da, da, noi vă auzim, vorbiți. Alo, se aude? Da, da, se aude. Puneți întrebare. Profesor, noi vă auzim. A, vă auzim. Domnul Rodă, spuneți, vă rog, dumneavoastră ați luat în considerație compoziția chimică a componentelor surselor din deșeurile. A fost considerată valoarea energetică a acestor deșeuri și deja componența de metan în acestea. Dar nu s-a studiat în cât de tare când aceste componente sunt mai pregătoare din punct de vedere a
Cu gazele cu efect de seră, da, mai puțin, ne-am orientat mai mult pe aspectul energetic. Și o concretizare, mă rog, dacă deșeurile vegetale vor fi utilizate ca îngreșăminte, cu cât se va reduce volumul de deșeuri care poate fi utilizat pentru conversie biogaz? Păi noi aici deșeurile vegetale, care le-am considerat, au fost, sunt doar un procent foarte mic, de circa 5%. Acest procent de colectare și valorificare nu influențează utilizarea actuală a acestor deșeuri. Dacă v-am răspuns la întrebare. Da, poftim încă cine? Domnul profesor Berzan? Poftim. Ori nu mă auziți. Microfonul conectat, domnul profesor. Berzan dorește să-i o întrebare. Da, da, poftim. Puteți să o puneți. Da, mulțumesc, domnul președinte. Doamna Olga, eu am văzut că sunteți niște ecoase foarte drăguțe, frumoase, de gradul 1, în care aveți posibilitatea să calculați cantitatea de producere și de consum a biogazului și a masei din care se produce acest biogaz. Întrebarea constă în aceeași. Datele utilizate pentru a obține aceste drăguțe formule au abateri mari. Care sunt abaterile? Fiindcă nu am văzut în orice caz, eu mă refer la prezentare, care este coeficientul de corelație între formula de aproximare și datele utilizate pentru obținerea acestor expresii de utilizare. E mari abaterile, ori nu sunt prea mari. Pentru că asta deja depinde precizia cu care se pot estima propria, da? În cazul de față, valorile care și ecoasele respectiv care le-am obținut, ele depind de informația inițială. Respectiv când au fost considerate valorile inițiale atât și de producerea biogazului și randamentul de valorificare și de conversie, au fost luate valori conservative. Adică aș vrea să spun că aceste valori ele sunt cu mari rezerve. Ele ar putea fi mult mai mari, dar noi pentru a nu duce lumea în eroare, respectiv mai bine ne-am asigurat și am luat valori mai joase, așa mai sigure. Bine, mulțumesc. Da, poftim. Încă întrebări, poftim. Aici nu mai sunt. Păi dacă nu sunt întrebări, atunci mergem mai departe. Domnul președinte, dar o întrebare către dumneavoastră. Teza asta e în școală doctorală, pentru că eu știu cum să iau cuvântul. Școală doctorală realizată sau e realizată din cele mai vechi? Stați. Din cele vechi? O clipă, domnul profesor. Așteptați. Domnul profesor, un moment. Aici mai este o întrebare. Poftim. Mi-am răspuns de acum, răspuns. Gata, poftim, domnul profesor Berzan. Poftim întrebarea. Domnul profesor Berzan. Doamna Olga, ați indicat că avem un potențial pe parcurs de 10 ani de creștere de la 2 milioane de gigacalori. În ce fază va fi această creștere? Va crește productivitatea, să extinde volumul bovine, oi și așa mai departe. Deci, ce ipoteză a spus la această prognoză? Mulțumesc! A fost considerată evoluția cantității materiei prime. Atât pentru numărul de animale care noi le avem, producția din industrie care a fost înregistrată, precum și din agricultură, deșeurile, și totodată aș vrea să menționez că pentru materia primă, pentru care a fost înregistrată o evoluție mai mare de 10%,
pentru perioada 2007-2018 a fost considerată o valoare de maxim 10% a evoluției acesteia, ceea ce corespunde cu valorile prezentate în Strategia Națională a Deșeurilor. Adică să nu fie mai mare ca valoarea prezentată acolo. Când întrebări, nu mergem mai departe. Microfonul, inginerul stă aici. Porniți și opriți, porniți și opriți. Porniți și opriți, da. Ies mic. L-am pornit? Da. Foc. Gata. Deci oferim cuvântul secretarului. Științific pentru a duce la cunoștință obiecțiile și sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil, în nota informativă a ANACEC și în avizele altor centre științifice referitoare la valoarea științifică și aplicativă a tezei. Dar ce nu s-aude? Da, mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul președinte. Stimați membri, vă informez că în avizul seminarului științific al Departamentului Energetică se expune că în urma analizei lucrării, membrii Departamentului Energetic au expus recomandarea de publicare a cel puțin unei lucrări până la susținerea finală a tezii în cadrul Consiliul Seminarului Științific. Odată ce urma lucrarea publicată la tema tezei a fost în anul 2016. Ultima lucrare, deci a fost în 2016. Neclaritățile apărute la membrii Consiliul Seminarului au fost lămurite în sesiunea întrebări-răspunsuri din cadrul Seminarului Științific de profil. Respectiv, aici obiecții și sugestii nu sunt. Au parvenit avize de la următoarele instituții. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, de la domnul director Ștefan Creangă. Agenția pentru Eficiență Energetică, de la domnul director Alexandru Ciudin. Institutul de Energetică, de la domnul director Târșu Mihai. Institutul de Cercetare, Proiectare și Tehnologie Energoproiect, administrator Iurie Ieș. Deci toate avizele sunt pozitive, fără obiecții și sugestii. Vă mulțumesc. Deci v-ați expus de-am... Acum conectați microfonul. Microfonul? Nu sunt probleme. Pe marginea avizelor nu sunt. E conectat microfonul. A? Nu sunt. Privitor la avizele parvenite, da. Obiectele care au fost menționate, aș vrea să expun următoarele. Anume, la recomandarea care a avut loc în cadrul susținerii la departament, ulterior sesiunii, au fost publicate două articole în Journal of Social Sciences, revista de la Universitatea Tehnică, și anume fezabilitatea producerii gazelor biocombustibilor din deșeuri în Republica Moldova, precum și analiza comparativă a energiei produse din gazele biocombustibile, ambele fiind publicate. Atât. Da, mulțumesc. Atunci oferim cuvântul conducătorului științific, domn profesor Arion. Acum trebuie conectat postul. Poftim. Eu microfonul am conectat. Boxă. Domnul Arion trebuie să referi la candidatul. Conform acelui vechi. La lucrare, nu? Nu, la lucrare conform regulamentului nou. Conform regulamentului vechi, doar să caracterizeze candidatul. Vezi că noi lucrăm pe două documente. Dar ce să-l încoași pe domnul? Dar el trebuie să fie de fapt aici. El trebuie să fie aici. Nu nimic. Nu, el poate fi aici, normal, așa își spune. Cum? Da. Saud, domnul președinte. Spune să se repete.
anunțat să, să vorbească domnul Mario. Domnul profesor. Domn... Conducătorul științific, domn profesor Raion, poftim. Ceva, poate puteți probleme tehnice. Nu mă duc la dumnealui. Nu s-a urmă. Da, mă duc să vă. Poate fi prezent aici. Conform, conform ordinului ăsta, secretarul, el și prezentatorul poate sunt obligați. Celălalt păi poate conducătorul fi... a dispărut. S-aude? Mă auziți pe mine sau nu? Deci un bine de înghețat. Ei, da. Ei, da. Acum, microfonul e pornit. Acum, da. Mă auziți sau nu? Nu. Te auzim. Ah, minunat, domnule. Acum vine președinte aici, da, conducătorul. Stimate doamne, stimați doamne, stimați colegi, domn președinte, vă rog să deschideți dumneavoastră video, să se vadă mișcarea în sală. Să fiți vizibili, ca să înțelegem mai ce se întâmplă. Mersi mult. Mersi mult. El ar fi bine să fiți aici. Probabil am scăpat cuvântul, am scăpat de la o ureche adresarea către mine. În fine, mă scuzați, eu sunt alături. Permiteți-mi să spun câteva cuvinte la tema, probabil la, la tema legată de conviețuarea noastră, doamna Olga Șveț. Doresc să menționez că, după cum și-a fost relatat anterior de către secretarul Consiliului, domnul Șveț și-a finalizat studiile de licență și masterat aici la biolog, la facultate. Mai apoi a lucrat la Fondul de Eficiență Energetică. Bine, ea este, mesajul este că ea este un competitor venită din sfera producției, pentru care a fost pusă această problemă cu prioritate valoare practică, științifică practică, dar prioritară practică de a determina potențialul de gaze combustibile disponibile în țara, în Republica Moldova, disponibile non-fosile, biocombustibili gazoși, care pot fi valorificați în Republica Moldova. Și cu această problemă pusă în fața ei, acest obiectiv, ea s-a izprăvit și prin asta a adus o contribuție importantă ceea ce a fost realizat de tine ei în lucrarea sa, a fost pus la dispoziție, vă rog, Ministerului Economiei și utilizat la dezvoltarea, vă rog, și utilizat la punerea la punct a Planului Național Integrat de Energie și Climă. A fost important ca să se evalueze inclusiv resursa biogaz și zinc-gaz pentru a înțelege a include această resursă în balanța dezvoltată pentru următorii 10 ani pentru Republica Moldova. Ca competitori vin iară și doresc să subliniez că de-a lungul anilor doamna Olga Șveț ea lucrează din 2012, a fost o doamnă care a depus cu mare efort, mult efort, vă rog, a realizat, a elaborat și a pregătit, a publicat un șir de lucrări, 13 lucrări. Găsim și eu personal găsesc că ea s-a exprimit cu toate ce lucruri care au fost stat în fața ei. Nu intru în detalii cu privire la valoarea acestei lucrări. Asta a fost important să spun. La cele spuse, găsesc că lucrarea dată poate fi acceptată pentru conferirea titlului de doctor pe specialitatea respectivă la care ea a venit.
Vă mulțumesc. Da. Păi, eu cred că aici întrebări... Nu văd? Nu. Mergem mai departe. Acum oferim cuvântul referențelor oficiale. Primul ne vorbi domnul profesor Universitar Chiosac Mihai. Asta e bine. Spune, vorbitorul se bat. Puteți spune de acolo mai mult să vedem și noi. Da, e bine așa. Este referendum principal, trebuie de auzit și este părerea lui să auzi mai mult. Dispozitive. Din cauza aceasta aș avea să aude. Chemați-mă și conectați pe dispozitiv. Domn președinte, spuneți că vine aici. Și programul ți-a ales voi. Domnul ce scuze, nu știu de ce, dacă e cu să auzea cu toate, eu mă stăneam și eu. Aici, aici, domn profesor, aici. Domn profesor, aici. Aici, da, aici, 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 aici. Da, nu, e ok. Da, mersi. Atunci, mă scuzați, vă rog, o să repet încă o dată, puțin. Eu am făcut în detaliu ca referent oficial cunoștință cu lucrarea respectivă a doamnei competitoare Șveț Olga. Nu o să mă refer, am anunțit la conținutul capitolelor lucrării, care a fost prezentată destul de bine de doamna Olga Șveț. O să mă refer la momentele cheie ce caracterizează teza de doctor, inclusiv, e clar, teza de doctor prezentată de doamna Olga Șveț. În condițiile impactului crescând a existenței umane asupra mediului ambient și în condițiile deficitului de resurse primare energetice, de care Moldova este practic aproape lipsită complet, teza doamnei Șveț s-aude, nu? Da, da. S-aude, da? Promovarea utilizării biocombustibililor gazos în Republica Moldova este actuală, necesară și binevenită. Baza teoretică a tezii constituie, după cum am menționat mai sus, deficitul de resurse energetice, inclusiv, practic, lipsa în Republica Moldova, și influența energetică în cazul de față, ca influența activității umane asupra mediului ambient. E clar că această bază teoretică a și fost luată ca esență a tezei prezentate, așa, care dezvăluie de mai departe și promovează ideea de implementare a resurselor regenerabile în cazul de față deșeurilor de care este bogată Republica Moldova și folosirea lor în biogaz și sinegaz ca resursă energetică. Так, îmi cer scuze, mă apelase.
odată cu abordarea problemei, folosirii resurselor generabile, adică deșeurilor, așa, se parțial soluționează și problema însuși a utilizării deșeurilor, care sunt într-un volum tot mai crescând în Republică, inclusiv chiar și în orașul Chișinău. Până n-ai mai sună. Gata. Lucrarea este poziționată pe două aspecte. Necesitatea promovării surselor de energie regenerabilă ca surse de energie prin biogaz și negaz, de energie termic și electrică și valorificarea deșeurilor. În lucrare este abordat problema stabilirii metodologiei necesare evaluării potențialului de producere a biocombustibilului gazos din deșeuri fundamentate în baza unei analize detaliate a modelelor existente și dezvoltarea de mai departe a modelului ce permite de a promova, estima volumul acestor resurse primare de energie așa, anual și în perspectivă. Soluționarea unor lacune care au fost depistate, care nu permiteau de a promova, estima în perspectivă volumul indicat și volumul posibil de obținere a biogazului și sinegazului, acest pas a dat posibilitate de a estima acest lucru și, reieșind din aceasta, a fost estimată pe fiecare perioadă de timp, aproape pe fiecare gospodărie, avicolă și de creștere a animalelor. Deci, aceste pondere care poate acoperi necesități energetice ale gospodăriei respective și inclusiv ale Republicii. În lucrare sunt evidențiate disponibilitatea materiei prime pentru producerea biocombustibilului gazos, evidențiate unele lacune care împiedică implementarea surselor regenerabile de energie, este atinsă și problema care ar trebui să o ia statul, guvernul, în soluționarea acestei probleme pentru a promova, stimula promovarea implementării surselor regenerabile de energie. Și în final este determinat costul nivelat al energiei din biogaz și sinegaz, care este comparat cu costul energiei tradiționale, dovedind prioritatea acestor tehnologii cu unele subvenționări de către stat la început. Inovația și originalitatea științifică. În lucrare este prezentată metodologia de evaluare din deșeuri biocombustibile degradabile a potențialului de biogaz și sinegaz în perspectivă cu luare în considerație evoluții cantității de materie prime și a calității energetice a ei. În lucrare, în dependență de numărul de animale evidențiate interior în gospodărie, au fost stabilite modele matematice și permite determinarea produselor zilnice acestor deșeuri și posibilitatea obținerii cantității respective de biocombustibil gazos. Au fost analizate și aplicate metode economice pentru determinarea costului gazului biocombustibil și modele statice echivalente pentru sursele de energie, pentru compararea acestora cu sursele de energie tradiționale și promovarea lor în economia națională. Valoarea practică a cercetărilor date, lucrarea are de fapt un accent mai mult practic, cu toate că este și partea teoretică și nemijlocit este orientată spre implementarea acestor rezultate în economia națională a Republicii Moldova, cu toate că unele postulate, metodologiile de calcul și mai departe pot fi promovate, utilizate pentru diferite regiuni, țări și așa mai departe. În baza literaturii au fost examinate proprietățile sau parametrii tehnico-economici a instalațiilor posibile de conversie a deșeurilor organice în biogaz și sinegaz,
Au fost... Domnul profesor, sunt niște obiecții acolo, puțin. Da, da, iată, repede. Au fost restructurate economic prioritatea implementării sau promovării acestor instalații pentru valorificarea deșeurilor. Calitatea metodologică a cercetării este destul de înaltă, sunt folosite modele matematici, este folosit programul Excel performant, este un număr mare prelucrat de literatură inițial, 107 după specialitate și inclusiv mondiale, toate conferitor, adică au reflectă conținutul mai departe elaborat în lucrare. A fost publicate de către autor 171 de lucrări, așa, dintre care, din ultimii de 15 ani, au fost analizate 171 de lucrări publicate, cer scuze, nu 171, ci 17, din care sunt 7 de un singur autor, așa. Au fost prezentate lucrările la conferințe internaționale și naționale, așa. Necătând la aceasta, se poate de făcut unele obiecții asupra lucrării sau unele doleanțe. Ar fi rezonabil ca autorul să explice de ce pentru evaluarea potențialului de producere a biocombustibilului a fost acceptată o rată maximă a evoluției cantității de materie primă de 10%, pagina 80, atunci când în perioada retrospective au fost înregistrate valori mai mari ale acestora. A doua observație, odată ce a fost prezentat potențialul de producere a biocombustibilului gazos, exprimat în mod echivalent prin capacități ale instalațiilor de consum a gazelor pentru producerea de energie electrică, se recomandă sau se propune de a prezenta aceste valori și pentru cazuri în valorificarea instalațiilor de cogenerare. A treia observație, a introduce, este de dorit ca a introduce în adnotații, în punctul implementarea rezultatelor științifice, un aspect important, cel de utilizare, cum a fost menționat și domnul conducător Arion, profesor Arion, de către Ministerul Economiei Naționale și Infrastructurii, a rezultatelor obținute în lucrare în elaborarea perspectivei de dezvoltare energetică a Republicii în anii 2001-2030. Logica expusă a materialului, ilustrarea, justificarea rezultatelor obținute, tabelele, graficile prezentate permit de a ușor de a accepta, de a înțelege conținutul, sensul lucrării. Lucrarea și capitolele sunt logic legate între ele, așa rezultatele sau rezumatul, concluziile obținute reflectă conținutul pe deplin al lucrării și ea corespunde pe deplin, după părerea mea, cerințelor către, înaintate către tezele de doctor, iar doamna Șfieț merită de a-i se conferi titlul de doctor în științe tehnice la specialitatea respectivă. Mulțumesc! Atât. Da. Mergem mai departe. Al doilea referent. Domn președinte. Da. Și nu s-a auzit. Eu îmi cer scuză. Au fost careva întrebări la doamna Olga și dumneavoastră vrea să... Dacă e posibil să explicați obiecțiile și sugestiile referentului. Poftim, da. Da, la prima propunere de a fi rezonabil ca de a explica de ce a fost luată rata asta de 10% în cazul în care a fost înregistrată o evoluție mai mare pentru materia primă, aici aș, după cum și-am menționat anterior, este vorba că în conform strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 până în 2030, se așteaptă o creștere anuală de 10% a industriei și respectiv, conducându-ne de această ipoteză, a fost aleasă această rată, nu una mai mare, fiindcă pentru unele surse au fost înregistrate chiar o evoluție de peste 50%, adică ceea ce noi nu am putut accepta în calcule. Ulterior, fiind recomandată propunerea de prezentare
a valorilor puterilor instalate inclusiv și pentru instalațiile de cogenerare. Aici aș menționa că în lucrare sunt prezentate valori ale puterii electrice instalate. Iar în cazul instalațiilor de cogenerare, puterea electrică instalată ar avea aceeași valoare. Dar prin valorificarea energiei termice, în cazul de față, acest lucru ar contribui la o utilizare a unei ponderi mai mari din energia primară, iar care intră în sistem, dar de fapt o putere electrică rămâne aceeași. Și de asta rămânem pe partea asta că puterile instalate, puterea electrică instalată rămâne aceeași. Și privitor la introducerea în implementarea rezultatelor științifice a realizărilor privind utilizarea de către Ministerul Economiei și Infrastructurii a rezultatelor obținute pentru modelarea dezvoltării sectorului energetic pentru perioada anilor 2021-2030, acest lucru a fost realizat prin introducerea unei erate la lucrare care prevede aceste introduceri. Mulțumesc. Bun. Alte întrebări așa nu sunt. Bun. Domnul... Domnul doctor Marian Cirimpe, poftim. Bună ziua, domn președinte, stimați colegi, sunt doctor habilitat Cerempie Valerian. Am plăcere să prezint aviz, sau de normal? Da, bine. Am plăcere să prezint aviz asupra tezei de doctorat a doamnei Șvieț Olga. Deci, baza teoretică a tezei, doamna Olga se simte că a lucrat în domeniul tangent cu surse regenerabile de energie, pe de o parte având experiență, pe de altă parte consultând literatura de specialitate, deci a efectuat o analiză amplă a metodelor de estimare a potențialului de biogaz și respectiv energia produsă din ea. Și în mod normal, dumneai, chiar în capitolul 1, a observat o generalizare în metodele existente a cantității și calității materiei prime prin prezentarea produsului rezultat, biogaz, singaz, prin valori comune ale căldurii inferioare de ardere. În 2020, stimați colegi, drept urmare a aprobării hotărârii ANRE, privind tarifele fixe și prețurile plafon la energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, deci, imediat pe parcursul anului curent, a fost confirmat, oferit statutul de producător eligibil pentru 26 de entități economice, dintre care doar unul pentru producerea energiei electrice din biogaz, cu o putere instalată de 0,6 MW din 12 MW alocați pentru anul respectiv. Deci, restul, 25 de entități, au obținut autorizații mai mult în domeniul energiei eoliene. Acest fapt real evidențiază necesitatea promovării și susținerii de către stat și nu numai, și a comunității științifice, a producerii biogazului și a energiei din acesta. Deci, bazându-se pe aceste date, în teza respectivă, într-o consecutivitate logică, se pune problemele existente, și scopul acestei lucrări, adică determinarea potențialului materii prime și a biogazului obținut, exprimat în mod echivalent prin capacitățile instalațiilor de consum
a acestuia și analiza performanței tehnologice. Inovația și originalitatea științifică. Deci, în raport și în răspunsul la întrebări, doamna Șveț a conturat bine, dar țin să menționez că este important. Inovația lucrării constă în două lucruri. Argumentarea metodei de estimare a potențialului de producere a biocombustibilor gazoș în perspectivă prin extrapolare. Deci, ăsta lucru este, pot să spun, un know-how acestei teze, deoarece metodele existente permiteau, deci, de estimat potențialul în retrospectiv sau la moment real. Deci, dumneavoastră, utilizând coeficienții introduși în formule de estimare a potențialului, deci, ceea ce a permis de estimat potențialul biogazului pe viitor prin extrapolare. 2. Au fost elaborate formule care permit deci producătorilor de biogaz, deținătorilor de animale în ferme specializate sau gospodării individuale, să aleagă modalitate de valorificare în scopul energetic a gunoiului de graș rezultat din întreținerea acesteia. Adică se oferă în metodologic două variante de valorificare a biogazului, adică prin acoperirea necesităților de încălzire sau de producere energiei electrice. Faptul care v-am spus numai ce, adică înregistrarea agentului economic pentru producerea energiei electrice de 0,6 MW, confirmă acest deziderat. Deci, subiectele sus menționate sunt de actualitate științifică, o practică semnificativă, deoarece oferă soluții de ameliorare a situației ecologice, în special, nu numai în sectorul urban, dar și cel rural. Majoritatea localităților rurale, dar chiar și în municipii, și în e situația catastrofală cu cu resturi, deșeuri menajere. 2. Ce permite inovația acestei teze? Dezvoltarea sistemului energetic și de îmbunătățirea condițiilor sociale economice în Republica Moldova, în special în sectorul rural. Țin să menționez că până ziua de astăzi, în multe localități rurale încă nu sunt conectate la conducte, la magistrale de gaz, deoarece nu a fost posibil, din punct de vedere economic. Iată e soluția care permite teza doamnei Șveț. Deci, valoarea practică. Într-adevăr, cum a spus și domnul profesor Chiorsac, eu și mai mult am scris în avizul meu despre valoarea practică a cercetării, ea constă în efectuarea estimării potențialului teoretic disponibil de materie primă provenite din diferite deșeuri, reziduri, adică masa organică care există la noi în țară, cu scopul utilizării la producerea energiei. Acolo sunt, doamna Olga n-a accentuat, la calcul sunt introduse și coeficienții de valorificare și dumneavoastră a utilizat, apropo, în calcule prezentate minuțios în tabele, coeficienții de valorificare
destul de modeste, adică ele real pot fi obținute. Deci coeficient de valorificare de 10% este foarte real, dar nu numai real, și e necesar de atins. Deci pentru ferme zootehnici cu variat număr și componență, adică șeptil de animale, a fost estimată puterea instalată a unităților generatoare ce funcționează pe biogaz. Țineți minte, șeptel de animale pentru diferite tipuri de animale, începând cu bovine și terminând cu caprine. Deci de la 50 de unități de până la efectiv de până la 5.000. Este necesar de menționat că la efectuarea tuturor calculilor aferente sistemului energetic, autorul a ținut cont și de o serie de factori, printre care sunt durata de exploatare a sursei de generare analizată, creșterea costului pierderilor de energie, evoluția inflației, adică este, hai să zici cum spun englezii, analiza SWOT, nu numai laturi pozitive a acestei tendințe, dar și cele care pot fi negative, riscuri și variante negative sunt incluse în formule respective. În acest context, modele de calcul aplicate în teza recenzată, prin determinarea costului nivelat, vor ocupa un loc însemnat în practica de planificare și proiectare a sistemelor energetice, eu ori spun și la nivel general, cum a fost și menționat, nu numai la noi în țară, pot fi utilizate oriunde în acesta și esența științei adevărate. Lucrarea prezintă competitivitatea producerii biogazului în anumite condiții, cum a fost prezentat, reșind din cerințe economice. Deci, ce eu vreau aici să menționez, stimați colegi, încă la începutul anilor 90, când noi la Mecagro ne-am ocupat cu această probleme, cu fermentarea materiei prime, deci am obținut niște materiale realizate de savanții din Anglia. Ei au constatat eficiența de la utilizarea, de la fermentarea materiei prime organice și obținerea biogazului se împarte în 7 părți, dintre care 6/7, cum 6 șeptim, deci a succesului, asta e majorarea fertilității solului, utilizarea eficientă a substratului. Eu ce vreau să spun? Deci, metodele care a elaborat doamna Olga reflectă efectul energetic și foarte bine. Dar biogaz are potențial de producere mult mai înalt dacă eficient de valorificat substrat fermentat din materia primă. Și studiul care am avut posibilitate să fac și în Statele Unite ale Americii și în Polonia demonstrează acest fapt. Se zice în polonezii acest substrat îl usucă, ambalează în saci și vând. Noi, și la noi vând pieța cel care pentru flori. Adică este un potențial enorm în aceste reziduri și deșeuri existente în economia noastră. Așa că doamna Olga valorifică lucruri foarte importante. 4. Calitatea metodologică. Da, doamna Șveț îmbină metode în lucrarea sa, atât economice, cât și cele tehnice. Deci utilizează instrumente economice, valorificând potențialul
deci energetic al materiei prime existente în economia noastră. Conceperea care, adică metodologia este una bună. Conceperea calitatea textului bun, asigurarea bibliografică, deja au fost menționat 17 publicații, dintre care ultimele două în revista importantă, foarte bine. 7, calitatea concluziilor generale. Eu, pur și simplu, stimați colegi, mă uit la domnul președinte și înțeleg că trebuie să urgentez. Fac cu plăcere acest lucru. Deci, compartimentul 7, calitatea concluziilor generale, este foarte bine. Eu, ce vreau să spun? Acestea obiecții, mai bine aș spune sugestii pentru zidirea doamnei Olga, așa că nu primiți ca o critică, Doamne ferește. Concluziile generale din teză includ 14 puncte pentru teza de doctor, e foarte mult, dintre care primele 6 puncte conțin informații de caracter general, care este expus foarte bine în capitolul 1, adică majorarea emisiilor de gaze cu efect de seră, necesitatea și așa și așa mai departe. Excluderea acestor puncte și fortificarea informației privind rezultatele obținute ar majora valoarea concluziilor generale. În concluziile generale nu este evidențiat aportul personal al autorului tezei, nu sunt făcute referință la materialele respective din teză, adică capitol, compartiment, cum cere ghidul din 2018. Compartimentul 8, corespunderea conținutului tezei, teme aprobate și autoreferatului corespund. Capitolul 9, obiecții și sugestii, iarăși mai bine sugestii. 9.1. În multe cazuri, pagina 3, 4, 6, 7 și așa mai departe, autorul utilizează expresii, deci privind același obiect, unde specific, într-un loc, surse regenerabile de energie, în alt loc, energie regenerabilă, surse de energie regenerabilă. Conform legilor termodinamice, cantitatea energiei în univers nu se schimbă. Prin urmare, în viziunea a mea, este mai reușită prima expresie, surse regenerabile de energie. 9.2. În pagina 13 al tezei, autorul spune despre caracterul agrar al Republicii Moldova. În PIB-ul Republicii Moldova, agricultura asigură circa 30-35% din venit, iar împreună cu industria alimentară 60-65%. Probabil autor a avut în vedere sectorul agroalimentar. 9.3. În figura 1.3, autorul prezintă, și foarte bine, clasificarea potențialului de surse regenerabile, teoretic, tehnic, economic, accesibil, care este recunoscută de comunitatea științifică. Însă, în analizele efectuate, este utilizat noțiunea de potențial disponibil, pagina 15, 38 și în continuare. Probabil, să are în vedere potențialul accesibil. Deci, 9.4. Autorul scrie, noțiunea de biocombustibil gazos, utilizat în prezenta lucrare, este una superioară celor prevăzute de Directiva 2009 Comunității Europene și Legea numărul 220 a Republicii Moldova. Nu este clar care noțiune este superioară, adică pe pagina 25 a tezei. Nu este clar care noțiune este superioară și utilizată în lucrare. 9.5. În formula 1.2, punct 29, conținutul de hidrogen, oxid de carbon și metan este prezentat în fracții masice. Nu este legenda lipsește legenda acestei formule. 9.6.
Autorul iese din ipoteză că orice gospodărie care crește animale este în stare să furnizeze deșeuri biodegradabile pentru producerea biogazului. În realitate, această ipoteză este una viridică pentru fermele zootehnice specializate de dimensiuni mari și întreprinderi din industria alimentară. Materie primă de origine biologică provenită din gospodăriile mici, de pe durata acumulării, fermentează aerob sau anaerob. Calitatea joasă și instabilitatea furnizării materiei prime din gospodăriile mici duc la ineficiența utilizării acesteia. Drept argument este faptul că Republica Moldova, după 90, au fost făcute investiții din partea organizațiilor din Olanda în instalații de biogaz, prima oară la Vadul lui Vod, pe urmă la Coloniță. La moment, cu părere de rău, niciuna din acestea nu lucrează, unul din factorii fiind calitatea joasă a materiei prime. În sectorul agroalimentar Republicii Moldova, numai instalația din Drochia lucrează circa 100 de zile, cât este în sezon de prelucrare a sfeclei. 97. Cum se determină gradele de recoltare și utilizare a materiei prime? Tabel 2.1, 2.2, formule 2.1, 2.5. Cantitatea deșeurilor din horticultură, silvicultură, este indicată în metri cub per hectar, tabel 2.2. Probabil este corect în tone per hectar. Gradul de colectare a deșeurilor animaliere de 100%, pagina 42, nu este real în timpul apropiat, până 2030, vezi punct 96 din aviz. La calcularea cotelor de materie primă din fitotehnie este luat în seamă faptul că, conform tehnologiilor agricole moderne, se recomandă de utilizat resturi vegetale pentru a se recomand pentru menținerea fertilității solului și conservarea umidității. Adică tehnologiile moderne agricole recomandă de utilizat resturi vegetale pentru menținerea fertilității și conservarea umidității. Iar altă parte din resturi vegetale este utilizat pentru așternutul la ferme zootehnice. 9.8. Figura 2.1 este una frumoasă, dar nu este clar de unde a apărut ea, pentru care perioadă de timp, ani, se are în vedere extrapolarea, se are în vedere extrapolarea unor cifre sau prezentarea lor în retrospectiv. 9.9. Ce prezintă partea a doua a expresii 2.25? Se ia în calcul că o bună parte a gazului obținut este utilizată pentru încălzirea fermentatorului, deoarece la moment este utilizat mai mult metoda mezofilă, circa 30-36 grade, termofilă este cu un randament mai înalt, însă temperatura înaltă, 55 de grade. 10. Și cel mai important, concluzia privind corespunderea tezei, titlul științific solicitat. Obiecțiile și sugestiile făcute nu diminuează valoarea tezei doamnei Șveț. Rezumând cele expuse mai sus, putem concluziona că teza cu tema promovarea utilizării biocombustibilor gazoși în Republica Moldova este o lucrare științifică finalizată, realizată de autor de sine stătător la un nivel bun. Raportul de astăzi a confirmat încă o dată acest lucru. Rezultatele obținute de autor sunt veridice și vor aduce o contribuție la dezvoltarea științei în domeniul valorificării surselor energetice și, în particular, a surselor regenerabile de energie. Astfel, teza de doctorat doamnei Șveț Olga corespunde totalmente regulamentului, iar dumneai merită conferirea titlului de doctor în științe tehnice la specialitatea 221-01. Mulțumesc pe conducătorii, doamna Olga, și pe dumneai pentru o conlucrare care am avut studiind, recenzând teza. Și, stimați colegi, vă felicit cu mare sărbătoare a
care ne așteaptă. Sărbătoarea nașterii Salvatorului Lumii, Iisus Hristos. Sănătate, bucurie și pace. Să vă dea Dumnezeu. Atât? Da. Da, mulțumim. Scurci cu prezentator. Nu. Eu vreau totuși să spun că dacă vorbim toți așa, terminăm ca Parlamentul la mezunopță. Trebuie mai succint. Eu îi vorbit tot bine. Dar deja, poate... mie, domn profet, mie nu-mi spuneți că eu am spus. Spuneți da, da, da. Dar chestia între cei care ca să repede. Cer iertare, domn profesor. Da, la dumneavoastră. Fiindcă ați și putut să veniți la dumneiei și să-i arătați pe paragrafe acolo. Iată aici, iată aici. Domnul președinte, noi am discutat lucrarea, nu pe domnul Cerimpie. El a prezentat normal și a prezentat un aviz, el e referent oficial la o teză de doctorat. Și avizul presupune toate etapele care dumneavoastră le-au prezentat. Așa că lăsați, noi nu suntem aici pur și simplu, ne-am adunat. Ne-am adunat ca să discutăm o teză de doctorat. Și e normal. Așa că nu cred eu că... teza de doctorat se poate de discutat. Nu e reglementat, e reglementat ca când prezintă autorul. Nu, reglementat. Nu. Mai puțin de 20 de minute. La autor, dar la... Aici ce... este scris. Ei, hai. Dacă sunt întrebări, domn președinte, la mine, cu plăcere răspund. Da, oftim. Doamna o să răspundă la obiecte. Oftim, da. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Da. Vă mulțumesc pentru obiectele și recomandările înaintate. Privitor la unele din acestea care le-ați enumerat, aș vrea să menționez că atât în literatură de specialitate sunt prezentate mai multe noțiuni privind surse de energie regenerabile, surse regenerabile de energie, respectiv ele toate sunt valabile, deja care și cum le acceptă. Ulterior, privitor la faptul că a fost menționat despre caracterul agrar al Republicii Moldova, fiind PIB-ul fiind asigurat doar în proporție de 30-35%, aici ar fi vorba despre faptul că principala ocupație a locuitorilor la noi din zona rurală este agricultura, precum și potențialul agricol este la noi unul impunător. Iar o bună parte din produsele care sunt oferite în industria alimentară e tot din agricultură provin. Respectiv, de asta și s-a utilizat noțiunea dată. Privitor la potențial, noțiunea de potențial disponibil care a fost utilizată, terminul accesibil are semnificația de, la care se poate atinge ușor, iar cel disponibil este vorba despre faptul că la moment nu are o destinație precisă, dar tot ca înțelesele sunt apropiate. Da. Noțiunea de biocombustibil gazos care a fost propusă în lucrare, ea este la noi în lucrare, la pagina 25, la paragraful 4, și este menționată expres definiția biocombustibilul gazos, care cuprinde totalitatea combustibilor care sunt în stare gazoasă și au fost produși prin diferite metode din materie organică și sunt destinate producerii de energie electrică, energie termică și frig. Adică ea cuprinde absolut toată materia primă și nu li se pare pe carburanți, nu știu eu, cum alte utilizări. Privitor la prezentarea fracției masice a componentelor din figura 2.20, din figura 1.2, într-adevăr, se prezintă în valoare procentuală. Acolo, privitor la utilizarea, privitor la ipoteza că gospodăriile de creștere animalelor nu sunt chiar în stare să furnizeze întreaga cantitate de deșeuri, aici aș vrea să menționez că în lucrare a fost aplicat grad de colectare, cel ce este în proporție de 100% pentru deșeurile animaliere, iar cel de valorificare a fost considerat doar de 60% pentru animalele și respectiv și păsările care sunt întreținute pe un loc stabil, adică care nu își schimbă locul. Iar pentru cele care se deplasează pe parcursul anului, cum ar fi ovinile și caprinile, pentru ele a fost acceptat un grad de valorificare doar de 40%, adică ceea ce ar corespunde realității. Ulterior, privitor la gradele de recoltare și colectare, ele au fost acceptate în urma analizei care a fost realizată atât din sursele pe care au fost analizate și au fost gândite destul de bine fără a afecta utilizările actuale acestor deșeuri. Totodată, la recomandarea care a fost făcută la unitatea de măsură a fost înlocuită prin
erată la lucrare. Și ulterior, privitor la figura 2.1, la care s-a făcut referință, ea este prezentată în scopul exemplificării ipotezei și metodei de trecere de la valorile statistice care noi le-am obținut la determinarea cantității de materie primă, adică pentru a explica de unde noi obținem valorile calculate care au fost utilizate în calcul. Și deja în formula 2.25, unde sunt prezente două componente, ele sunt necesare pentru a specifica și a exemplifica faptul că potențialul de biogaz poate fi obținut atât reieșit din valoarea specifică de biogaz per masă proaspătă sau deja per masă organică uscată materie considerată. Cam atât ar fi. Vă mulțumesc și vă. Ok. Tot în regulă. Mulțumit. Domn profesor. Da. Mă rog, conform regulamentului și tot. Da. Eu am prezentat ce am prezentat. Da, eu sunt mulțumit. Păi eu și n-am dreptul să vă întreb dacă vă... Da, mulțumesc. Mulțumesc. Asta e un cred. Mulțumesc. Da. Bun, atunci trecem mai departe ca membrii Consiliului Științific să ia fiecare cuvântul în parte pentru a aprecia valoarea științifică și aplicativă a tezei de doctorat. În primul rând, eu ca președinte o să încerc, poate succint, ca să apreciez lucrarea. Fiindcă mult s-a vorbit aici și competitorul, și candidatul, și referenții au spus mult despre lucrare, lucruri pozitive, obiecțiile de asemenea au fost etichetat și eu. Îmi stau bine. Așa. Arătați bine. Deci, lucrarea ca atare, din punct de vedere științific, este la nivelul cerințelor înaintate tezilor de doctorat, la momentul, da? Apare de asta. Lucrarea are și o aplicație profundă, deoarece problema deșeurilor acum se discută peste tot, inclusiv televiziunea, tot timpul vorbește despre asta. Chișinăul tot se află într-o stare foarte gravă referitor la aceste deșeuri. Deci problema este actuală și teza este prezentată la timp. Valoarea aplicativă a lucrării reiese dintre ceea ce au spus și referenții și ce spun și eu. Eu mai mult apreciez lucrarea, încă o dată, la nivelul științific respectiv, care se cere, și doresc doctorantei, candidat, ca să continui lucrul științific, pentru că azi, tare puțin tineri, își aleg anume calea asta de muncă, care este importantă. Fără știință, noi nu o să rezolvăm problemele noastre. Atât, pur și simplu, dacă aveți întrebări. Nu? Atunci începem cu asta. Păi... Eu. Da, poftim. Deci, cuvântul îi să dăm secretarului Consiliului. Poftim. Mulțumesc, domn președinte. Nivelul de argumentare a actualității temei, în condițiile în care Republica noastră este dependentă de importul resurselor primare de energie și supusă instabilității prețurilor la combustibili fosili, precum și dispunerea de resurse de biomasă, promovarea surselor de energie regenerabilă este de o importanță majoră. În acest context, nivelul de argumentare a actualității temei este unul corespunzător. Noutatea și originalitatea temei rezultă din faptul că pentru diferite surse de deșeuri biodegradabile este elaborată o metodologie de estimare a potențialului de biogaz și singaz pentru moment necesar dorit de timp, fie din trecut sau din viitor. Aceasta fiind aplicată și la estimarea puterilor unităților generatoare la nivel de localitate și regiune. Totodată sunt prezentate modele matematice ale expresiilor ce permit alegerea opțiunilor de utilizare a
biogazul obținut în gospodării în funcție de tipul și numărul de animale întreținute. Problema științifică importantă soluționată în urma cercetărilor realizate în lucrare a fost demonstrată disponibilitatea potențial local de biomasă prielnică producerii biocombustibilor gazoși, fapt ce a evidențiat oportunitatea efectuării analizei competitivității opțiunilor de valorificare a biogazului și singazului, în scopul argumentării necesității de promovare a utilizărilor în scop energetic. Nivelul limbajului științific al tezei este unul foarte înalt. Redactarea lingvistică a tezei este corespunzătoare unei teze de doctor și valoarea publicațiilor la tema tezei. Publicațiile includ rezultatele cercetărilor științifice efectuate în teză, care au valoare științifică atât teoretică cât și practică. În contextul celor enunțate, poate fi menționat că teza de doctor întrunește cerințele înaintate, iar autorul, doamna Olga Șveț, are abilități pentru conferirea titlului științific de doctor în științe inginerești. Eu vă mulțumesc! Da. Bun. Mergem imediat mai departe. Domn profesor Berzan. Nu se aude? Eu aș reveni puțin la un moment. Numai succint, eu vă rog. Important, care, într-o mod care a fost intonat de domnul CNP, se referă la resurse energetice și energie. Eu consider că competitorul nostru, absolut corect, a aplicat utilizarea acestor noțiuni, deoarece resurse energetice și energie sunt absolut două diferite categorii din punct de vedere și a terminologiei. Astfel, nu putem discuta, deci închei acest mic discurs și observație. Actualitate. Deci, în 1994 a fost publicat raportul Clubului de la Roma, care a fost pregătit de un grup de savanți din toată lumea. Concluzia că omenirea este un producător de deșeuri, de tot ce se extrage, numai util se utilizează 4%, celălalt tot merge la deșeuri. Iată, din aceste considerente și reiese actualitatea acestei probleme de reciclare a ceea ce noi facem deșeuri, indiferent fie animaliere, fie din rezultatul Nu știu. Am două puncte despre autoritate. Acum despre noutate științifică. De obște, o activitate științifică se referă la identificarea unor tendințe, formularea unor concepte și în baza acestor concepte deja sunt baza argumentărilor politicilor energetice, în orice caz noi vorbim despre energetică. Și-a îndeplinit misia în acest context, doamna competitor. Eu consider că da, fiindcă este foarte important, noi să știm în ce mediu operăm și ce posibilități avem de a promova politicile de reciclare a deșeurilor și le transformăm în formă de energie. 3. Are oare influență o
aspecte practice. Mi s-a menționat că deja reieșim din ce am spus că un context foarte important constă în formularea politicilor în domeniul energiei. Desigur, deoarece noi putem formula corect ceva dacă noi cunoaștem. Iată în acest context. Această teză de doctorat și-a îndeplinit misiunea de a forma noi cunoștințe despre domeniul de reciclare a deșeurilor și estimare. Una din posibile scenarii, unul din posibile scenarii a cantității de energie care poate fi obținută în rezultatul astfel de activități. 3. Este recunoscută oare rezultatele cercetării pe plan național și aș spune și internațional, eu dau răspuns pozitiv la această întrebare care mi-o pun eu singur mie. Dintre 13 publică la conferințe care în prezent sunt incluse în bază de date internaționale, deja prezintă o bună confirmare și corespunde absolut cu cerințele care parvin la evaluarea calității tezelor de doctorat. 4-5 era. Eu consider că competitorul, cu suportul conducătorului, sigur, și-a îndeplinit misiunea, a produs noi cunoștințe, cunoștințele sunt aplicabile și sunt confirmate de comunitatea științei. Iată, în contextul acestor puncte, eu consider că competitorul merită conferirea gradului tipului științific, acum cum spune, de doctor în științe tehnice, o știință inginerești. Mulțumesc pentru atenție. Da. Următorul. Domnul Stratan. Doctor. Este? Da, ne aude. Vorbit, de vorbit vorbește, dar de auzit nu l-am luat. Microfonul, domn profesor Stratan. Deci, pe lucrare este abordată o temă foarte importantă pentru orice țară și în mod deosebit pentru Republica Moldova, deoarece țara noastră este puțin dotată cu resurse energetice primare. Și de aceea, utilizarea resurselor locale este o problemă foarte actuală. Noutatea științifică. Aș putut să menționez că în lucrare sunt elaborate, adaptate metode, metodologii privind evaluarea potențialului de biocombustibil, determinarea costului biogazului și singalului, precum și costul energiei obținut prin utilizarea acestor gaze. Importanța teoretică. Dacă ascultă doamna Bugălea, eu ne tăjduiesc că Roga a demonstrat atât din vedere teoretic cât și practic că este necesar de a trece de la economia lineară la economia circulară. Rezultatele obținute în lucrare pot permite gestionarea deșeurilor solidii biodegradabile. Având în vedere contribuțiile științifice aduse de către autor la dezvoltarea domeniului abordat și cele prezentate în raport, consider că lucrarea corespunde totalmente cerințelor înaintate de către autor pentru obținerea titlului de doctor în științe tehnice. Mulțumesc pentru atenție. Da. Poftim următorul, domnul Marian. Ricăcola, da? Ricăcola, da? Domnul Olga, nu v-ați supărat din partea aceea. Ce-ți
este. Stimate domnule președinte, destinsă comisie, eu, fiind cam ultimul din membrii comisiei care vorbesc, pe de o parte vine mai ușor, pe de altă parte poate nu chiar așa, mai greu de atâta, pentru că multe din ceea ce am dorit eu să spun au fost spuse de către precedenții vorbitori și totuși, cunoscând, consultând lucrarea, cunoscând poate așa narativ teza de doctorat, audiind raportul și prezentările domnului profesor Chiorsac și domnul profesor, domnul doctor habilitat Cerempei, am și eu niște păreri pe care ar vrea să mi le expun în luarea mea de cuvânt. În primul rând, problema asta care este astăzi abordată în teza de doctorat este o problemă care la noi în Republica Moldova se discută nu chiar de mult timp. Pentru că mi-amintesc de prima lucrare de a domnului domnul conducător Arion despre biomasă, unde el atunci acum mai într-un cu un colectiv de autori a abordat tematica folosirii biomasei în scopuri energetice și după aceea a urmat mulți pași în Republică și în special ceea ce de program energie și biomasă, cercetări de la Mecagro, dar și cercetări din cadrul laboratorului bioconstituie de solid în Universitatea Agrară și a apărut o viziune referitoare la utilizarea biocombustibilor solizi în scopuri energetice și nu numai solizi. Eu vreau doar să vorbesc nițel despre actualitate. Eu văd tematica tezei de astăzi foarte, foarte actuală. Și din ce cauză am să argumentez? În primul rând, lucrul ăsta l-a arătat și autoarea în argumentarea tezei de doctorat. În primul capitol, ea foarte bine, drept a spus domnul Cerempei, foarte bine a arătat care este situația astăzi, care sunt contradicțiile existente și în baza la aceste contradicții i-a structurat foarte reușit după mine scopul și ipoteza tezei de doctorat care pe urmă a dezvoluit parcurs. Însă, tematica asta este actuală încă dintr-un punct de vedere. Dacă referitor la utilizarea biocombustibilor solizi sau, nu, mă scuzați, nu biocombustibilor solizi, dar biomase vegetale, sunt din multișoare lucrări de acum, atunci referitoare la folosirea rezidurilor care sunt foarte, în cantități destul de mari la noi în țară, rezultate din sectorul animalier, avem cercetări mult mai puține. Și de aceea teza asta anume că acoperă un gol care există în tematica aceasta. Referitor la biomasa vegetală, noi am făcut un studiu în cadrul laboratorului, am făcut un studiu în care am analizat care este valoarea biomasei care poate fi folosită direct prin producerea biocombustibilor solizi. Și vreau să vă spun că doar 10% din biomasa vegetală care rezultă de la emondarea pomilor, de la diferite activități agricole, de la toaleta copacilor din spațiu public, doar 10% posedă valoare calorifică care este conform cerințelor europene E în plus. Celălaltă nu. E poate fi folosită în combinație cu alte tipuri de biomasă. Însă uitați-vă, tot potențialul ăsta de biomasă care nu poate fi folosit direct pentru obținerea biocombustibilor solizi calitativi, poate fi folosit ce spune autoarea. Deci nu este îndoială că anume lucrurile astea sunt foarte, foarte importante. Deci actualitatea este foarte, foarte mare și teza corespunde cerințelor care sunt impuse astăzi decât strategiile naționale de cercetare. Acum, mai aproape de lucrare. Eu nu știu, nu vreau să fac analiză ce a sfot care a spus domnul Cerempei, dar oricum lucrarea are puncte tari și poate unele puncte care, nu cu slabe, dar puncte unde ar trebui de atras atenție mai detaliată. La ce mă refer eu? Mă refer atunci când se vorbește despre, da, foarte bine, reușit a folosit autoarea determinarea potențialului. Însă, potențialul ăsta teoretic și vorbele astea au fost de multe ori la noi în public și în multe publicații, că noi putem să mișurăm importul de gaz 40%, numai datorită folosirii biomasei. Deci, trebuie de văzut, da, mai real, să ne apropiem mai real, pentru că de acum noi trebuie să nu mai avem cu rușii contracte de cumpărare a gazului.
Da, vedeți că nu s-a întâmplat, nu s-au produs lucrurile astea. Și dacă ați luat literatura, că ați făcut o analiză detaliată, dacă ați luat literatura de specialitate, analizele astea potențialul energetic e făcut de vis viitor, vis viitor sau cum spui? Da, apoi să vedeți că acolo cât practic sunt niște date care, mă rog. Deci eu consider că pe lângă toate cele antice, folosind metodologie poate avansată, bună, cu noutate, totuși trebuie atent să ne referim la chestiile acestea. Însă, totuși, asta este o părere a mea personală, însă dacă să mă refer la și cum a structurat dumneavoastră teza, dacă să mă refer la și cum a formulat dumneavoastră concluziile, atunci vreau să zic că mi-a plăcut ce? Textul vine unul de altul, este logic expus, textul este lizibil, el se citește ușor. Se vede că, în genere, doamnele scriu mai bine ca bărbații. Am făcut mai multă școală de limbă la școală, probabil. Și, în afară de asta, destul de cărturar scris, adică fără multe greșeli gramaticale. Mai există acolo, da, asta cine nu face greșeli când expune o lucrare științifică. Și corespunde lucrarea tuturor rigorilor tezilor de doctorat care sunt cerute de către acum regulamentul ăsta nou a ANACEC-ului. Propun, eu voi vota pentru aceea ca dumneavoastră să-i confie titlul de doctor în știință și felicitări și domnului Arimon, dar și a doamnei Olga, pentru lucrarea care a fost prezentată astăzi. Vă mulțumesc. Nu știu dacă m-ați văzut, că eu de la alt calculator am vorbit. Da, ca să vă spun, dăm ca să o termin o leacă mai altfel, totuși, am zis că de analiza SWOT, din punctele celelalte care ar fi fost bine, cumva să putem de acasă să vorbim, e că noi am venit și aici și n-am tot vorbit la calculatoarele noastre. Deci organizarea ar dori mai mult. Să acceptăm. Asta se audă și la NACEC, în perete, dar e corect. Nu, mai sunt și jos acum, da? Dați-mi da, poftim, doamna Clusă. Da, stimați membrii Consiliului, deci vreau și eu să menționez următoarele despre lucrarea doamnei Olga Șfeț. Deci tema care a fost abordată de către doamna Șfeț, promovarea utilizării biocombustibilor gazoși în Republica Moldova, este de mare actualitate, evident, pentru țara noastră, care practic este dependentă de importul de energie. Aceasta este o temă de interes atât pentru sectorul energetic, deoarece abordează problema promovării utilizării surselor regenerabile de energie, precum biogazul, sengazul, dar cât și la mediul ambient, deci prin promovarea utilizării deșeurilor biodegradabile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Deci lucrarea aduce importante contribuții științifico-practice în domeniul surselor de energie regenerabile. Ea a soluționat problema cadrului metodologic privind determinarea potențialului de biocombustibil gazoși care pot fi produși din diferite deșeuri organice din țară, costul unitar al biocombustibilor și costul energiei produse utilizând biocombustibile care au fost considerați. Consider evident că rezultatele expuse în teză sunt bine fundamentate teoretic, conțin elemente inovaționale, au multiple aplicații practice și prezintă aportul personalului autorului. Astfel, lucrarea prezentată de doamna Olga Șfeț îndeplinește condițiile care sunt impuse unei teze de doctor în științe tehnice, iar autorul demonstrează cunoștințe avansate în specialitatea sisteme și tehnologii energetice, și consider că dumneavoastră merită conferirea titlului de doctor în științe tehnice. Eu vă mulțumesc. Da, mulțumesc de asemenea. Următorul cuvântător al nostru, domnul Ion Sobor. Da, mulțumesc. Doctor în științe tehnice. S-aude.
Urmând sfatul domnului profesor Marian, doar câteva cuvinte ca să nu repetăm ce aici s-a spus chiar acum. Asta e foarte bine. Și acesta se referă, în primul rând, la importanța lucrării de la impactul asupra sistemului electroenergetic. Astăzi, toată lumea cunoaște, la noi se implementează și se dezvoltă și se produce energie regenerabilă, așa numită energie, regenerabilă electrică, din trei surse. Eoliană, fotovoltaică și biogaz. Hidro nu vreau să... Hidro, bineînțeles, dar la etapa actuală nu este... Nu se dezvoltă în Moldova și nu prea avem și potențial. Și atât din acest punct de vedere, că sunt trei surse, importanța lucrării constă aceea, că primele două, fotovoltaic și eoliană, sunt energii variabile. Și ele provoacă dezechilibre în sistemul electroenergetic. În părerea mea, viziunea mea, producerea energiei electrice din biogaz, chiar și la puterile astea, relativ mici, 1 megawatt, 5 megawatt și mai mult, 50 megawatt, ar putea fi folosită anume pentru ca putere de echilibrare. În toată lumea, puterea de echilibrare costă mai mult, adică energia produsă în aceste scopuri costă mai mult și își plătește, respectiv. Energia acum a demonstrat doamna Olga Șimeț, energia produsă din biogaz electric de asemenea va fi mai scumpă, dar, în schimb, ea realizează sau dă posibilitate de majorarea procentului de energie electrică regenerabilă furnizată în rețea. Studiile europene, făcute acum 10-15 ani în urmă, demonstrează că o unitate de energie necesară pentru echilibrare ar permite instalarea a trei unități de energie sau de putere în sistem. Adică un megawatt, dacă avem un megawatt biogaz, am putea deja să instalăm 3.000 megawatt fotovoltaică sau eolian. În acest context, consider cu toată convingerea că rezultatele obținute în teze sunt fundamentate teoretic, conțin elemente inovaționale, au multiple aplicații practice și autorul merită presupunerea conferirea gradului științific de doctor în științe tehnice. Și dacă în viitor se va cere atribuirea calificativelor, consider ca foarte, să apreciem ca foarte bine. Asta pentru orice eventualitate. Noi nu știu cine așteaptă, dar vor cere să nu ne mai adorăm încă o dată. Votăm și gata. Pentru calificativ. Mai e și excelent. Bine și satisfăcător și nesatisfăcător. Consider că e foarte bine. Vă mulțumesc. Da. Bun. Următorul, doamna Bugăian. Ne aude doamna Bugăian? Sigur vă aud. Stimat președinte, stimați membri a Consiliului și ceilalți, bineînțeles că oaspeți. Deci, bineînțeles că toți cunoaștem că secolul 21 este un secol al marilor schimbări. Schimbări economice, schimbări sociale și, bineînțeles, schimbări de mediu. Deci aici, bineînțeles, trebuie să tragem atenție la două momente. În primul rând că resursele, cele naturale, se finalizează sau utilizarea lor devine tot mai scumpă. Alt moment este influența asupra mediului. Deci, tradițional, economia era în felul următor. Materia primă se prelucra, se primeau anumite deșeuri
deșeuri și iară de la început. Altă materie primă, iară prelucrare, iară deșeuri. Deci acest proces sau această economie se numește consumată economie lineară. Deci în lucrarea care o ascultăm astăzi, care este prezentată astăzi, este de fapt o abordare de economie circulară. Chiar dacă se vorbește că nu toate deșeurile ar fi transformate în materie primă secundară, pentru că dacă o folosim înseamnă că deja este materie primă secundară, dar cel puțin o parte din această din aceste deșeuri, din materie primă secundară, deja înseamnă un pas înainte în rezolvarea problemelor economice și cele de mediu. Deci, bineînțeles că lucrarea deci, este interdisciplinară. Deci, deja majoritatea ați vorbit. Pe mine mai mult m-au interesat, bineînțeles că am citit toată lucrarea, dar mai mult m-au interesat, deci, sau m-a interesat capitolul 4, care este completament dedicat calculelor costului produsului obținut din această materie primă secundară, naturală. Deci, metodologia utilizată este o metodologie, de fapt, tradițională, deci materia primă plus cheltuielile energetice, cheltuielile de salarii, etc., etc. Deci, aici aș trage un moment la următoarele. Deoarece se vorbește despre un cost nivelat, mi se pare că aici trebuia să fie totuși incluse aceleași costuri în toate pildele sau în toate exemplele, în toate calculele care s-au făcut. Fiindcă într-un loc, deci pagina 90, deci doamna disertantă spune, se admite că materia utilizată la producerea biogazului are un cost egal cu zero, unicul cost fiind cel cu transportarea acesteia la fabrica de biogaz, din raza raionului în care fabrica este construită. Deci, în altă parte, deja spune că cheltuielile de transport, asta pagina 91, cheltuielile cu transportarea materiei prime în acest gaz pot fi neglijate. Deci, și așa mai departe. Deci, bineînțeles că asta e o chestie foarte importantă când vorbim de un studiu, un prevedere de fezabilitate, de justificare a costului nivelat pentru a fi utilizat în mai departe, din punct de vedere economic, etc., ceea ce a vorbit acum dumneavoastră. Din punct de vedere a promovării, fiindcă lucrarea totuși se numește promovarea utilizării biocombustibililor și așa mai departe, deci bineînțeles că asta nu e atât de important, e importantă metodologia. Un alt aspect pozitiv, de fapt, vreau să-l zic, este faptul că deci, utilizând aspectul tehnic a productivității, capacității utilajelor de diferită capacitate, productivitate, deci doamna Șreț spune, de fapt, despre efectul de scară. Deci, ca anume, cu cât este mai productiv sau cu cât capacitatea utilajului este mai mare, cu atât deci costul produsului deci devine mai accesibil și mai comparabil cu cel cu gazul natural. Bineînțeles că asta este foarte important acest efect de scară și tot înțelegi de ce, fiindcă cheltuielile sau costurile fixe, bineînțeles, se împart la un volum deja mai mare de produs finit. Deci, în așa caz, cred că pe viitor, iată, deja dăm și o sarcină pe viitor, doamnei Olga și a conducătorului, bineînțeles, și domnului profesor Arion, că la următoarele calcule, care într-adevăr ar fi, sau ar justifica, ar fi un studiu de fezabilitate care poate fi deja utilizat din punct de vedere economic, politic, în vedere diferite regulamente, taxe, etc. Deci, bineînțeles că ar trebui de gândit și, să le spunem așa, poate niște platforme de formare a capacității sau a volumului de materie primă mai mult.
De ce spun asta? Deci și eu vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Ariol, și bineînțeles că disertanta, că m-au invitat să fiu membru acestei comisii, fiindcă de fapt eu am o teză de doctorat care ține de utilizarea deșeurilor în vinificare. Și bineînțeles că este o leacă altfel, dar problema cea mai mare acolo este, și cred că și aici, sunt cheltuielile de transport și volumurile mici la fiecare întreprindere. De aceea, să vă spun așa o idee, ne vedem să facem niște platforme intermediare unde am putea colecta, deci, o cantitate mai mare pentru a diminua costurile de transportare la, să spun așa, la întreprinderea finală unde vor fi prelucrate. Fiindcă eficiența din punct de vedere a mediului, da, noi o cunoaștem și iată, îl salut și pe domnul Marian, de mult nu l-am văzut și nu l-am auzit aici, l-am văzut și l-am auzit. Deci, bineînțeles că o cunoaștem de mult, dar iată, iar cunoscând și alte cercetări făcute de domnul Arion, vedem că tendința creșterii costului, tarifului gazului natural, deci undeva o să se intersecteze în grafic. Și iată, acolo vine într-adevăr necesitatea de a justifica foarte minuțios, de a face un studiu de fezabilitate care într-adevăr ar sta la baza unor reglementări economice și, de ce nu, legislative, bineînțeles că am în vedere. Eu vă mulțumesc foarte mult de această discuție care a fost, iată, aproape de mai departe și două ore. Deci, ca să concluz, să fac o concluzie, da? Deci, bineînțeles că din punct de vedere teoretic, deci disertanta a, să spun așa, a făcut cunoștință, a analizat, a evaluat foarte multe referințe bibliografice, literatură foarte multă. Din punct de vedere metodologic, ea a dat, deci, metodologia generală de calcule necesare, atât din punct de vedere, să spun așa, tehnic, dar și economic. Deci, baza aceasta metodologică, bineînțeles că este. Și aspectul practic, fiindcă aspectul practic corespunde denumirii tezii, promovarea acestor prelucrări a deșeurilor. De aceea, părerea mea este că lucrarea, teza de doctor în științe tehnice sau în științe inginerești, cum se numește acum, deci, bineînțeles că corespunde acelor cerințe care le impune, deci, ANACEF. Iar doamna Olga Șveț merită de a se conferi titlul de doctor în științe inginerești. Eu vă mulțumesc mult și succese la următoarele etape. Eu, de fapt, am scris și un aviz, fiindcă sunt de acord cu domnul Sobor, domn profesor Sobor, că nu mai înțelegem acum, e pe vechi, pe nouă, să nu ne întoarcem de nou înapoi, când pe nouă se cere ca toată comisia sau tot Consiliul, acum se numește Consiliul de Doctorat, trebuie să scrie, deci să aibă acest aviz deja scris, semnat și așa mai departe. De aceea și părerea mea, într-adevăr, este că lucrarea corespunde absolut, luând în seamnă acele spuse de colegii mei, într-adevăr, aș evalua lucrarea cu foarte, foarte bine. Mulțumesc mult și sănătate la toți. Bun. Mulțumesc. Deci poftim candidatul. Aș vrea să dacă aveți obiecții referitor la... Nu, obiecții nu sunt. În primul rând aș vrea să mulțumesc tuturor membrilor Consiliului pentru expunere. Și aș vrea să aduc vreo două precizări. În lucrare, domnul profesor Marian a menționat faptul că s-a vorbit despre potențial teoretic. De fapt, în lucrarea, valorile care au fost prezentate, exprimate prin puterea ale instalațiilor generatoare, reprezintă potențial disponibil, adică cel care, de fapt, chiar poate fi implementat, unicul impediment fiind neatractivitatea economică. Privind implementarea acestora, aici statul deja ar trebui, prin instrumentele de care deține, să încurajeze investițiile în acest domeniu. Și câteva aspecte care le-a menționat doamna prorector Bugăian, privitor la cost.
Aici aș vrea să menționez că la pagina 90, într-adevăr, este vorba de faptul că se utilizează un cost al materiei prime, de un cost zero, fiindcă și așa persoanele care dețin aceste deșeuri ar fi cointeresați să scape de ele. De asta și s-a considerat un cost zero, doar fiind considerat doar costul de transportare. Iar la pagina 91, fiind adus un exemplu de determinare a costului biogazului, este utilizată o instalație de putere mică de 50 de kW, respectiv ea poate, de obicei, se recomandă implementarea în cadrul unei localități, care distanța este foarte mică, și adică transportul nu e atât de mare. De asta și s-a aplicat această ipoteză doar pentru cazul de față. În rest, mulțumesc mult! Atât. Bun, și în continuare, începem procedura. Mult așteptat. Mult așteptat. Votarea. Dar nu știu care și cum o să votez. Eu nu cum votez. Permiteți, domnul președinte, mulțumesc. Da, da, puțin. Are cuvântul secretar. Stimați membri, vă informez că proiectul de hotărâre referitor la gradul de noutate și valoarea științifică și practică a rezultatelor obținute în teză și la conferirea titlului științific solicitat este plasat pe canalul privat al ședinței Consiliului, eu l-am plasat acolo, puteți face cunoștințe cu conținutul lui. Tot în acest canal va avea loc votarea nominală a deciziei hotărârii Consiliului Privat, deci privind conferirea doamnei Olga Șveț a titlului științific de doctor în științe inginerești, specialitatea 221-01 Sisteme și tehnologii energetice și solicitarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, confirmarea hotărârii Consiliului Științific Specializat 221-01-41 de a conferi doamnei Șveț titlul științific de doctor în științe inginerești la specialitatea 221-01 Sisteme și tehnologii energetice și eliberarea diplomei respective. Astfel rugăm doar membrii Consiliului să intre pe canalul privat pentru a vota în privat în conformitate cu punctul 13 al anexei 19 din regulamentul de funcționare al Consiliului Științific ANACEC. Pentru a intra în acest canal separat, privat, trebuie să vă deconectați de la canalul public pe care suntem acum și să intrați în ședința privată care va fi deschisă de către mine în câteva clipe. Eu să vă invit, în caz că nu se primește, să accesați canalul privat. E important să ieșiți din canalul public. Ședința privată va dura câteva minute și rog oaspeții care sunt online cu noi, colegii care sunt cu noi alături, nu vă deconectați și să fiți până la capăt cu noi online. Eu vă mulțumesc și trec în canal privat și rog deconectarea microfonului din canalul transmisiunii directe pentru a putea efectua votarea. S-a votat pentru ce am votat. A conferit doamnei Olga Șveț titlul științific de doctor în științe inginerești, specialitate. Mulțumesc foarte mult, domn decan, pentru susținere și ajutor. 22-101. Acum mai dau cuvântul, domn președinte. Așa. A solicitat Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare confirmarea hotărârii Consiliului Științific Specializat de 22-101-41 de a conferi doamnei Șveț Olga titlul științific de doctor în științe inginerești la specialitatea 22-101. Așa. În felul următor s-a votat. Pro? Câți? Toți membri. Păi toți membri. 8. Dar aici trebuie 8. Descris. 8. Contra? 0. S-a obținut 0. În total persoane 8. Deci toți au votat pentru. Felicitări! Păi, stăm, gata? Poftim, candidatul are cuvântul. Stimați membri ai Consiliului, vă mulțumesc mult pentru
susținere pentru atenție. Aș vrea să aduc deosebit mulțumiri conducătorului pentru sprijinul acordat în realizarea lucrării și în susținere. De asemenea, mulțumim părinților pentru susținerea și ajutorul acordat, secretarului pentru implicarea în organizarea evenimentului, precum și persoanelor, instituțiilor, reprezentanților care au prezentat avize la autoreferatul prezentat. Și sănătate și sărbătorile care se apropie. Da. Numai bine! Sănătate! Da. Conducătorul... Din partea comisiei, din partea Consiliului... Da, dar eu am vrut cuvântul conducătorului. După asta venea eu. Da. Îmi pare președintele întotdeauna la urmă. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru participarea la lucrul ăsta important. Este un lucru mare, deoarece a face astăzi o teză este, să zicem așa, o jertfire a timpului și o parte, dar ea aduce roadele mai târziu. Noi spunem acum, să susții ori să nu susții, dar într-adevăr, că cu timpul asta să fie cu mult mai apreciat decât astăzi. Pentru că situația asta o știți bine, nu mă refer, criza care o avem în stat, într-o oarecare măsură influențează, dar suntem foarte bucuroși că, pentru că sunt tineri care vin să susțină tezele. Eu de asemenea vă felicit cu Crăciunul care este pe nou, care sunt pe nou, care pe vechi o să fie mai pe urmă și la fel, cu anul care vine, poate a fi mai bun decât anul care a trecut. La mulți ani! Sănătate! Poftim! Domnul conducător, domnul profesor. Stimați colegi, în primul rând, permiteți să-mi să felicit pe Olga. Olga, felicitările noastre! Da. Orice muncă, în cele de urmă, vine timpul când este apreciată, este remunerată, în sensul larg cuvântul ăsta. Dar eu, în primul rând, aș fi mulțumit tuturor celor prezenți, care sunt persoane interesate de promovarea SER, preocupate de promovarea surselor regenerabile de energie în Republica Moldova. Ca să nu spun alt cuvânt, mai. Da, vă rog, au fost expuse, pe parcursul ședinței este, au fost expuse gânduri, idei extrem de utile, promovării acestui tip de resurse, de resurse energetice, care sunt deșeurile, în primul rând, deșeurile animaliere, gunoi de gras. Și eu sunt extrem de bucuros, mi-am adus aminte de ceea ce s-a întâmplat mai de unăs, vorbeam cu domn profesor, numai ce, pe data de 9 decembrie, unde hotărârea a fost scoasă pentru discuții publice online, și a participat multă lume, un proiect de hotărâre a Guvernului de promovare a surselor regenerabile pentru perioada de viitor, 21-25, unde biogazul, pentru biogaz, se prevede, vă rog, 150 de megawatts biogaz, susținut de stat, prin schemă de sprijin, prin așa numitele, vă rog, tarife fixe și prețuri fixe. La volumul, cantitatea asta, care echivalează cam cu 150 de megawatts, asta va însemna instalații, proiecte, vor fi în jur de 2000. Asta, fiecare sat trebuie să ajungă să existe un proiect de felul ăsta care ar fi ținut de valorificarea potențialului deșeurilor animaliere pentru a produce pe parte de energie, pe de altă parte pentru a lua măsuri cu acest deșeu care în cele de urmă trebuie să facem ceva cu el. Vă mulțumesc și eu pe altă parte, ca un conducător științific, pentru faptul că ați găsit timp și am avut posibilitatea să mai discutăm împreună și vreau să cred că nu odată ne mai întâlnim, dar cu diverse, la diverse evenimente și fie cât mai multe teze, ca să putem, discuta și face totul pentru a sprijini țara noastră să meargă înainte. Da. Asta a fost. Noi vrem să menționăm că cei din clădirea asta suntem în foarte strânsă legătură cu Guvernul, cu
cu oamenii care promovează chestiile astea aici și facem totul pentru ca, vă rog, resursa asta care se numește biomasă în sensul larg al cuvântului, ea să meargă și în Republica Moldova, în primul rând, să fie utilizată eficient, la, mă refer la tot ce ține de biomasă, dar eficient în interesul țării, în interesul de a produce cât mai multă energie curată. Vă mulțumesc! Da. Deci, în încheiere, îmi dați voi. Eu îmi cer iertare dacă pe cineva poate am vorbit la aceea ca să vorbim. Eu vreau să vă aduc, nu ca exemplu, că eu am susținut teză de doctorat în Institutul Energetic din Moscova și am vorbit 17 minute. Adică este la rușa ta o expresie. Cratnosti. Da? Este stra? Adică, întotdeauna, cu cât este omul mai dezvoltat, nu? El își poate exprima mai comprimat. Asta fiindcă uneori se întâmplă așa, că noi luăm timp la alții care vin acolo. Ar trebui puțin mai concret. De multe ori, adică fiecare se orientează. Că trebuie... S-a spus despre asta, s-a spus, eu spun iată asta. Bun, îmi cer încă o dată iertare dacă cineva, eu niciodată. Asta arată profesionalismul dumneavoastră ridicat. Așa că eu nu în credința asta am... Iată, ședințele online mă ridic și probleme, domnului. Da. Ridic probleme. Care nu suntem gata noi să le rezolvăm la un nivel înalt și... Da, dar de acord. Trebuie să noi încă să fim mai buni. Să facem totul să fie mai bine, să fie... Noi încă nu știm să ne folosim din metoda asta nouă, care a fost da, într-un bine, asta se referă nu la cei ce cer scuze, dar vreau să spun că eu am fost surprins de avizul domnului Cirimpei, care în detalii, ca profesionist care activează în domeniul ăsta, fie că a luat mai puțin, mai mult timp puțin, dar a arătat și un profesionalism și o analiză concretă în detaliu a lucrării și trebuie să-i mulțumim frumos, necătând la ce că a fost nevit să fie întrerupt. Mine, domn profesor, mă întrerupt, dar noi suntem aici pe loc, așa că tot e normal. Da, s-a arătat de mulțumesc. Și eu vreau să vă spuneam și asta e un mesaj foarte sincer. Noi toți cu dumneavoastră, dumneavoastră, nu sunteți indiferenți de ceea ce noi avem în țara asta a noastră. Dar cum merg lucrurile în particular, noi azi vorbim, azi se vorbește despre energie regenerabilă și promovarea ei. Dar a unei forme în particular. Și avem multe de făcut la capitolul ăsta. Domn președinte, da. Ce spune regulamentul? Regulamentul? A fi să întrebăm membrii Consiliului, poate cineva ceva vor să suplimentar la... Dar păi nu, că am întrebat. Sau ceva, e tot. Da, am întrebat. Da. Deci, ședința se consideră închisă. Vă mulțumesc.